Bună ziua și bine v-am regăsit și astăzi la Torino Web Știri, serviciul în limba română al redacției web din cadrul primăriei din Torino, www.comune.torino.it/ro. Această ediție este disponibilă și pe canalul YouTube la www.youtube.com/utorino. Ambele adrese sunt vizibile, după cum vedeți, și pe ecranul dumneavoastră. Începem cu o știre despre exportabilitatea prestațiilor familiare. Cetățenii români care au reședință și desfășoară activități în Italia pot beneficia, conform prevederilor legislației italiene, de următoarele tipuri de ajutor. Alocația pentru nucleul familial, valoarea acesteia pentru anul 2008 este de 124,89 €. Alocația de maternitate, a cărei valoare poate fi de până la 299,53 € pentru un total care nu poate depăși suma totală de 1.497,65 €. Instituția competentă din Italia care procesează cererile de prestații și care eliberează formularele europene este IMSS. Birourile IMSS completează și semnează pentru cetățenii români formularele europene de tip E411 și E401. Adresele acestor instituții, precum și datele de contact, pot fi găsite pe portalul instituției. Și acum o veste bună pentru românii care au nevoie de servicii consulare. Începând din luna august 2008, programul cu publicul al Consulatului General al României de la Torino se modifică pentru a răspunde într-o mai mare măsură cerințelor publicului din zona de competență. Consulatul va fi deschis astfel în zilele de luni și de miercuri de la ora 13 la 19, în restul zilelor de la 9 la 15. Și acum o veste bună pentru cetățenii străini care au nevoie de viză pentru a circula în România. Începând din 11 iulie 2008, a intrat în vigoare regimul simplificat de tranzit pe teritoriul României pentru cetățenii străini care au nevoie de viză. România recunoaște unilateral anumite documente ca fiind echivalente cu vizele naționale în cazul tranzitului teritoriului național de către cetățenii statelor terțe opuse obligației de a deține viză. Una din consecințele imediate este aceea că cetățenii moldoveni care sunt în posesia unei vize Schengen vor putea tranzita teritoriul României fără să aibă nevoie de viză. Rămân însă în continuare valabile regulile pentru oricare alt tip de viză. Veștile din această dimineață despre situația meteo din România însă nu sunt deloc liniștitoare. Nordul țării este sub apă. 6 sunt județele grav afectate de către inundații. Zona cea mai grav lovită este cea dintre Răchiteni, Iași și intrarea în acumulare a râurilor din județul Bacău. La Adjuden, Tămășeni și Roman s-a spart un dig și apa a venit prin interior. Bilanțul de până acum este deja tragic. 4 morți, 145 de localități inundate, peste 10.000 de sinistrați, aproape 30 de locuințe distruse, 122 de case sunt în pericol de prăbușire, alte 7.000 de gospodării sunt grav afectate. Ediția noastră de astăzi se încheie aici, toate cele bune și vă așteptăm la următoarea ediție a știrilor noastre de aici, de la Torino. La revedere și pe curând!